Sistemul sanitar românesc trece printr-o perioadă dificilă, de aceea personalul medical trebuie să fie mereu în contact cu piața muncii. Prin proiectul Șanse Noi pentru personalul medical se pun bazele unei alte abordări. Pacienții ar putea primi o serie de îngrijiri la domiciliu. Pentru a crea acest modul, noi ne-am gândit împreună cu colegii de la Constanța să creăm niște clase cu dotări speciale, respectiv cu manechine, pe care persoanele respective să exerseze manevrele pe care urmează să le practice în grijile la domiciliu. Aceste manechine au module specializate, inclusiv pentru administrare de substanțe, modul de reacție la substanțe, controlarea tensiunii arteriale, modul în care respiră. Proiectul deschide o poartă pentru calificarea personalului mediu și auxiliar. Suntem un partener de încredere, se vor constitui centre de excelență pentru pregătirea personalului în cadrul spitalului. Asistentele ce urmează să iasă la pensie sunt grupul țintă. Deși acestea se prezintă într-o situație fizică, mentală și psihică bună, legislația din România nu le permite continuarea activității după depășirea limitei de vârstă. 740 de persoane vor beneficia de acest proiect.